Take me to a world of silver, no more heartbreaks.
and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Suntem live! Să-mi spuneți dacă mă auziți bine, dacă mă vedeți bine, dacă totul este în regulă. Să începem, haide să ne strângem 50, să ne strângem 50 pe acest live minunat. Salutare Doom nou, bun! Se vede, bun! Bun, să vedem cine este pe live, cine este cu noi. Salut, salut Zopo X, Doom nou, Enda Films. Mamă, ce nume dubioase aveți.
Așa, bun. Și la bine și la greu, spune David. Așa, te-ai înșelat, m-am înșelat, îmi cer scuze. Ne mai înșelăm cu toții, nu? Dar e bine și cu moara, e bine, chiar ați avut ce să scrieți. Poveste interesantă, chiar ați avut. Mai ales că era nuvelă psihologică, mai ales cei de la Uman. Chiar ați avut ce să scrieți la caracterizarea personajului, nu? Protagonistul care tinde să-și depășească condiția și este prins în această luptă de depășire a condiției sociale, este angrenat practic în această luptă și un adevărat dosar de existență ne prezintă Ioan Slavici. Așa, bun, să vedem ce ați făcut astăzi. Aici avem subiectul, ați avut din Jean Barthes Mărturisiri literare, un fragment, tot din domnul Ioan Slavici, da. Tot din Jean Barthes ați avut un fragment și în cadrul testului 3. Așa, și să vedem, hai să vedem ce a scris, da? La 1 trebuia să identificați rolul secvenței în două cuvinte, da? Și aici este chiar subliniat de persoana care a făcut poză, am luat-o de pe net. Da, dar e bine să o repet în două cuvinte. Ce a scris aici? Da, ce marchează secvență? Să vedem. Spune Darius. Facem o rezolvare împreună, desigur. Așteptăm răspuns. E un delay. Haideți cu ropă de like-uri până una alta. Să vedem ce marchează această secvență în două cuvinte. Exprimarea lui prin amintirile sale, în două cuvinte, sau ceva de genul am spus. Te sprinim, la mulțumesc, m-am legat de text, așa. Să mai vedem și alte variante de răspuns. Nu? Mulțumim, Enda Films. Așa, pe scurt, da, descriere, pe scurt, succint, pe scurt, corect, da? Da? Marchează relatarea evenimentelor pe scurt. La secvența două cuvinte, ok, dacă am scris că semnifică o înțelegere rapidă a cititorului. Nu? Hai să spun în două cuvinte ceva, nu? Hai să spun pe scurt. Deci pe scurt era varianta ok, pe scurt. Mă rog, sinoptic, cei care sunt pasionați de latină, dar pe scurt. Deci cei care au scris pe scurt este foarte bine, extraordinar. O relatare pe scurt, nu că el spune, mă un pic... Cam aici textul mai mare. El spune așa. Deci, toți ai casei făceau scamă și se trimitea la Crucea Roșie. De atunci am o amintire pe care am descris-o, dar e bine să o repet în două cuvinte. Adică să o repet pe scurt, nu? Relatarea evenimentelor pe scurt. Bun. Să vedem cum se numește lucrarea în care Jean Barthes evocă atmosfera din familia sa. Cum se numește lucrarea? Să vedem ce a scris la 2. E un pic dubios Cristi cu exprimarea, da. Succint pe scurt. S-ar putea să primești ceva, dar Bun, uite aici Andrei spune bine, da, scrisorile tati, foarte bine. Bravo, băieți. Scrisorile tati, într-adevăr. Scrisorile tati, trecem mai departe în odiseea noastră de rezolvare. Da, o stare trăită de autor la revenirea în Iași. Ia să vedem ce stare a trăit autorul. Alexandra, dacă am scris că sinonimul contextual a secvenței este pe scurt, e ok. Da, nu trebuia să folosești sintagma sinonim contextual, că nu trebuie să dai sinonim contextual, dar trebuie să prezint semnificația secvenței. Acum sper să nu te repunteze că ai folosit sintagma sinonim contextual. Nostalgie, melancolie, da, nostalgie mai degrabă. Bucurie, și bucurie poate să fie, dar mai degrabă nostalgie, nu că el a fost în ea și apoi se reîntoarce. Și chiar admirat în fața de orașul natal. Ar putea să meargă și admirație.
dar nostalgia este și astăzi când mă duc la Iași, când și când, cu adevărată voluptate, cu trei străzile Iașiului, oprindu-mă la fiecare colț, căci îmi aduc aminte, nu, locuri unde am copilărit și întreaga istoria Iașiului. Poate să fie și bucurie, poate nostalgie, melancolie, dar cred că varianta optimă, sau varianta corespunzătoare, ar fi, cel mai bine ar fi nostalgie. Așa. Și secvența asta, căci îmi aduc aminte locurile unde am copilărit și întreaga istoria Iașiului. Foarte bine, bravo, bravo, felicitări. Explică motivul pentru care scrisoarea tatălui creează bucurie familiei. Ia să vedem, de ce? Fericire, dor, dar bine că e și dor. Andrei Ștefan, dacă am scris la unul povestește rapid. Ah, ar fi ok. Mândrie, prea văd mândrie aici. Corect, da, da, Andrei, așa. Că nu a murit, tatăl, corect, se punctează melancolia. Da, ar trebui să puncteze melancolia. La trei o să apară și baremul, n-am mai sărbă barem, n-am nevoie. O confirmare că nu a murit, corect, da, da, atestă faptul că tatăl încă era în viață. Ei credeau că este mort, deoarece au primit ceasurile. Haideți și cu niște like-uri acum pe final, mă rog, pe final, mai avem. Că nu a crăpat, corect, corect, corect. Povestește pe scurt, merge. Alexandra, dovada clară că acesta este în viață. În prima, toți cred că moare tatăl, le primește a doua scrisoare de la el. Corect, da, da, și sunt bucuroși că tatăl nu este mort. Foarte bine, v-ați descurcat, iată. Iată valorile României. Foarte bine, excelent, mândru. Prezintă în 30-50 de cuvinte atitudinea lui Creangă. Desigur, cei care ați făcut testul 3 de antrenament, aveți acolo ceva asemănător, portretul moral lui Creangă, o trăsătură morală a lui Creangă era în cadrul cerinței numărul 5 din cadrul testului 3 de antrenament, un fragmentul lui Jean Bart în care accentua mai mult întâlnirea lui cu Ion Creangă. Ia să vedem ce a scris aici, dragilor. Prin primirea pachetului, familia a crezut că aceasta a fost ucis. Scrisoarea marchează faptul că încă era în viață, reprezentând motiv de bucurie. Corect, corect. Bravo, Alexandra Elena. Bravo, Alexandra. Felicitări. Ion Creangă avea o atitudine prietenoasă, pozitivă față de elevii săi. Respectuos cu elevii. Da, într-adevăr. A, eram aproape 100, eram aproape 100. Nu plecați, stați. Stați că la final dau shot de ketchup, glumesc. Atitudine bună, calmă, respectuos, că se purta copiii frumos, se ducea și la joacă cu ei. Da, deci ne ajută foarte mult secvența asta. Ce mi-a rămas în minte, știu că saluta pe copii pe când ceilalți dascăli nu se uitau la ei. De câte ori îl saluta, mi le scotea pălăria cea mare. Adică el îi admira foarte mult pe copii și dă dovadă de o atitudine diferită, da, de ceilalți profesori. Se diferențiază prin respectul pe care îl are pentru copii. Ceva de genul. Este chiar formula optimă, dar ne descurcăm. Aici avem, redactează un text de minimum 150 de cuvinte în care să argumentezi dacă e importantă sau nu implicarea civică în perioadele de criză. Mamă! Un text argumentativ raportat într-adevăr la realitatea actuală, nu? Dacă e importantă implicarea civică, adică să ne implicăm în mersul societății, da? Civic. Să contribuim, da? Cumva la binele comun în momentul în care există o perioadă de criză, fie că vorbim de război, fie că vorbim de o pandemie, fie că discutăm despre cutremur, foamete, incendiu, da? Sunt perioade de criză când implicarea civică este într-adevăr importantă. Să vedem ce a scris aici.
E bine, Alexandra, Elena, dacă ai dat citat, foarte bine, hai că am făcut subiectul. Bine, bine, Andrei, bravo, Andrei, felicitări, Andrei. Respect era ca un părinte dornic, da, da, nu se supăra pe copii, corect. Respect față de copii și nu făcea diferențe între statutul social de profesor și e așa. Bun. Florina mă întreabă, e bine dacă am scris despre copiii bolnavi de cancer? Da. Da, poate fi și asta o situație de criză, dar nu trebuie neapărat o răspândire la nivel, să zic, macro. Poate fi și la nivel micro. Așa, am zis că Ion Greangă iubea copiii, se implica în activitățile lor, e greșit. Nu. Da, trebuia să marchez atitudinea. Da, iubitor puteai spune și trebuia neapărat marcat atitudinea. Respectuos, asta ar fi atitudinea care reiese pregnant. Andrei, da. Exact, războiul. Războiul, momentul în care avem aici, dacă ne ducem din nou pe text. Așa, pe urmă mi-aduc aminte cum ședeam cu toții acasă în jurul unei lămpi cu abajur verde și făceam scamă. Da? Deci trimiteau la Crucea Roșie scamă, pansamente. Făceau pansamente pentru soldații răniți în război. Ca prim argument am zis de impactul moralizator al lui Creangă și de faptul că nu se credea superior, dar asta nu are legătură cu implicarea civică, din păcate, cu Creangă. Dacă te referi la textul argumentativ, dacă te-ai raportat la textul argumentativ la Creangă, nu e ok, trebuia să te raportezi la scamă. Eu am scris la modul general, e ok, am zis că timpul și resursele sunt limitate într-o criză și persoanele trebuie să lupte pentru binele comun, corect. Astfel urmările vor fi mai mici. Am zis de bunicii noștri la război, e bine că m-am legat așa și la experiența culturală am zis că am citit Ultima noapte de dragoste. Da. Să mă duc aminte unde e implicare civică acolo. Da, mă gândesc că se implică oamenii și ajută pe soldați, nu mai țin minte, chiar acum. Plecarea tatălui în război. Plecarea tatălui în război. Nu cred că spune tatăl meu fiind militar a plecat în război. Dar nu spune că a plecat voluntar tatăl. Dacă pleca voluntar să ajute pe alții, da? Atunci era implicare, da? Era un spirit civic. Asta nu e apostol Bologa, nu pleacă ca să impresioneze o tipă. Da? Pleacă pentru că era militar. Și atunci, da? Exemplul concret era ceilalți rămași acasă, da? Făceau scamă, adică făceau pansamente ca să le trimită Crucii Roșii, ca să-i ajute pe soldații răniți. Nu pleacă, deci nu pleacă voluntar. Era soldat, cum ne spune textul ăsta. Sigur că ați făcut diferit. Dar pe acolo ideea să fie. Așa, la primul argument am spus despre război și efectele muncii. Mai puține victime, câștigarea războiului și implicarea civică. Unde-i Darius? Sebi, să reconstituim un muzeu. Păi da, dar reconstituirea unui muzeu nu mi se pare că e o situație de criză. Că e specificat. O situație de criză, da? E o criză. Deci e important ca toți oamenii să implice civic când e o criză. Un cutremur, o pandemie, un incendiu. Nu știu, o secetă, de exemplu. Și atunci oamenii se implică, da? Rămâne o localitate fără apă. Se spune, o localitate rămâne fără apă și ceilalți din localitatea vecină, toți vin în mod gratuit, da? Vin cu cisterne, cu apă, alimentează practic satul cu apă și implicare civică, da? Punând în față practic binele comun, binele celuilalt.
asta ar fi implicarea civică. De un an tot ni se spune să fim responsabili, să purtăm mască, să ne spălăm pe mâini. Așa, pe scurt, da. Iau maxim dacă m-am legat despre pandemie la primul argument. Da, pandemia este într-adevăr o criză. Da? Este o situație de criză. Dacă am greșit primul argument, dar restul textului. Da, s-ar putea să pierzi 4 puncte dacă ai greșit primul argument, dar să câștigi puncte, da, în restul argumentului, și depinde foarte mult și respectarea ortografiei, ortoepiei, da, respectarea punctuației, un punct 20 conținut, 80 de sutimi redactare, cum ai redactat textul argumentativ, deci poți să primești punctaj și pe restul. Am scris cum în pandemie implicarea civică presupune mai mult respectarea unor reguli ce presupune respectarea lor. Însă nu cred că a fost prea ok. Da, mana, că regulile astea sunt reguli provenite de la guvern, să zic așa. Spiritul civic, practic, presupune implicarea voluntară. Faptul că mi se spune să port mască, sunt amendat, dar să port mască nu e neapărat spirit civic. Spirit civic e dacă donezi sânge, rămâne cineva fără adăpost, îi oferi adăpostul tău, îi oferi mâncare. Practic, implicarea civică e voluntară, da? Nu constrânsă de anumite legi. Asta e implicarea civică. Deci eu mă implic civic, da? Are loc un accident. Mă duc și donez sânge. E implicare civică. Așa, la implicarea civică am dezvoltat ideea de a ajuta oamenii voiași cu exemple. Și asta e. N-ar trebui să influențeze prea mult două cuvinte tăiate. Darius, eu am pus mai mult accent pe războaie, pe acestea implicare civică. Ar trebui. Hei, eu m-am legat de cum tatăl autorului a fost în războaie primul argument. Și cum făceau pansamente pentru Crucea Roșie. Și argumentul de am făcut de pan... Da, dar deci aia cu pansamente pentru Crucea Roșie, într-adevăr. Era ok. Practic acolo se implică civic ceilalți, da? Cei care nu participă în război în calitate de soldați. Dacă am dat de exemplu pe bunica care a fost medic la Revoluție și deși nu era în orele de muncă a ajutat oamenii, e bine, da, e spirit civic într-adevăr. E ok dacă am scris că din cauza crizei apare abandonul școlar și ar trebui să ajutăm familiile sărace cu copii. Da, 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 e ok. Ar trebui să fie ok. Sigur o să vă puncteze, vor să fac de ideile și... Na, ce înțelegeți practic prin spiritul civic? Până la urmă e un text argumentativ, de la face un text argumentativ până la o implicare, pe bune, e foarte mult. Salutare, apostul Petru Constantin, salut, salut! Salut, la un roman am spus că a trăit o stare de plină sufletească. Mai mult nostalgie era acolo, dar trebuie să te punctez. Prin implicarea civică am spus că am ajutat un fost coleg financiar și moral când tatăl era în spital. Da, numai că, na, textul argumentativ e un pic dubios, da? Că ne spunem perioadele de criză. Acum, da, poate să fie o criză pentru omul respectiv, depinde cum se raportează corectorul la cerință. Că nu spune o perioadă, nu spune o perioadă de criză globală. Da. Vecinul meu poate are o perioadă de criză. Da. Ia foc apartamentul și atunci, da, implicarea civică. Toți mergem să-l ajutăm să stingem incendiu. E o criză. E o situație de criză. Că vrea neapărat să fie o criză globală, ca un incendiu în tot orașul. Da, 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 da. Depinde foarte mult cum se raportează corectorul. Da, vom vorbi și despre subiectul 2, Vasile Bordacu. Veți face pregătire pentru 8-a. Probabil va face Florin, urmăriți canalul lui. Lecții video Vox Valea Horum. Nostalgie, melancolie. Fiind sinonim, ar trebui să primesc punctajul maxim. Bine, sunt niște nuanțe dacă stăm să le luăm, da? Ar trebui să dea. Dacă am Vanessa, dacă am spus doar un singur argument bun, cât punctaj primesc?
Dacă restul e bine, dacă curge textul, ai lizibilitate, ai putea să primești până la un punct 30, un punct 40, restul să fie bine, ipoteza să fie bine formulată, să ai o raportare la problematică. Aici puteam defini spiritul civic, da? Ce înțelegem prin noi spirit, prin spiritul civic? Că spiritul civic reprezintă implicarea oamenilor, nu? Cu finalitatea depășirii cu bine unui moment greu. De asta ne implicăm civic, ca să depășim cu bine un moment de criză, o situație dificilă, da? Întâlnită în existența umană. E bine dacă la B l-am dat ca exemplu pe Ștefan Gheorghiu. Depinde ce ai spus de Ștefan Gheorghidiu. Da, da, dacă e în context. E bine, e bine. Așa, Vasile Burlacu a intrat mai târziu pe frecvență. Două cuvinte, era pe scurt. Da, pe scurt. Liescu Andrei a spus că m-a ajutat oamenii afectați de catastrofele produse în Asia, prin cutremure. Da, e bine. Dacă și dacă i-ai ajutat. Ne-ai trimis prin avion, ne-ai trimis pe nașul, pe tren. Mi-a plăcut deloc ce am primit la punctul B. A fost o cerință actuală. Da, și o cerință actuală, într-adevăr. Aici subiectul 2, notațiile autorului. Cine spune așa, în București la Leonida. O daie modestă de mahala, la dreapta ușă, la stânga o fereastră, de o parte și de alta scenei, câte un pat de culcare. În mijlocul odăi o masă împrejurul căreia sunt așezate scaune de paie. Pe masă o lampă cu gaz, pe globul lămpilor un abajur cu sut pe canava. În planul întâi, la stânga, o sobă cu ușa deschisă și câteva tăciuni. Așa, Leonida e înhalat în papuș și scufia de noapte. Miță în vede foarte prost. Scena 1, Leonida. Așa, deci notațiile autorului sau indicațiile scenice sau didascaliile, același lucru. Sunt particularități, se găsesc doar în genul dramatic, dar particularități ale genului dramatic care au menirea de a furniza diverse informații. Și trebuia să spunem ce fel de informații ne furnizează în fragmentul de mai jos, repere spațio-temporale, la București, spațiu, da. Timp. Deci repere spațiale, dar mi se pare că timpul nu este, se vede foarte prost. Timpul nu este precizat, deci reper spațial, apoi elemente de decor. Descris decorul în care acțiunea este prezentată, apoi un alt aspect important, conturarea personajului Leonida. În halat, în papuci, practic descrierea vestimentației lui Leonida. Vedem ce a spus voi. Așa. Este ok dacă am scris că este nevoie de implicare civică pe care o putem învăța de la profesori, care pot fi niște exemple pentru elevi. Ar putea fi, dar cu creangă nu prea merge asta cu creangă. Este bine dacă la început am spus că genul dramatic cuprinde toate operele care au fost create pentru reprezentare scenică. Da, practic ai definit genul dramatic. Nu ar trebui, nu era necesar, nu ar trebui să depuncteze, trebuia după ce ai definit genul dramatic să definești și notațiile autorului. Furnizează informații, reprezintă o particularitate a genului dramatic cu scopul de a furniza diverse informații. Nu este problemă dacă ai încheiat cu mică concluzie. Am zis că ajută cititorul să înțeleagă mai bine textul și că ne oferă informații, da, despre vestimentație, exact, exact. Da. Da, uite, nu am văzut cu atenție în text. Avem și reper spațial, da, 11-23 furar. Da, avem și reper spațial și temporal și conturarea lui Leonida. Da, într-adevăr. Așa, am încurcat și am spus că e obiectiv, omniscient și omniprezent la persoana 1 și a 3.
What? Nu, nu e omniscient dramaturgul. Perspectiva narrativă se întâlnește doar în genul epic. Ah, rest. Așa, da, definiție. Bravo, Vanessa. Când oferă informații legate de vestimentație, mișcarea scenică, da, tot felul de informații. Ne furnizează un spectru larg informațional. E bine dacă am scris despre didascalii, despre comicul de nume, de situație. Tu deja ai intrat, în aspecte specifice genului dramatic, specifice comediei. Ai depășit strict didascaliile și ai dat-o deja pe o onomastică. Nu era necesar, acum nici nu cred că ți-ar depuncta că ai dat-o în plus, ai demonstrat abilitățile tale exegetice. Ajută în indicarea spațiului, corect vestimentația, da. Asta e simularea, bestia rapidă. Am scris aproape o pagină și am punctat, zic eu, toate caracterul dramaticului. Trebuia să te... Da, o să fi punctat. Nu știu rest. Stai că tu rest erai cu dramaturg obiectiv. Nu știu. Deci nu știu dacă nu ai definit, dacă nici măcar nu ai definit conceptul, nu știu dacă o să-ți dea ceva, că practic ai dat-o exact. Nu știu. Oferă o imagine cititorului și ajută la realizarea piesei în scena de teatru. Oferă o imagine cititorului, da, perspectivă. Am scris ce înseamnă didascalie, am încercat să explic câteva fragmente. Jumătate, probabil. Depinde foarte mult de corector, cât de indulgenți sunt, oricum de obicei simularea e mai dificilă decât examenul în sine, dar nu. A fost, mai primele 5 șerințe nu au fost cu capcană. Subiectul 1 nu a fost cu capcană, a fost destul de logic. Apoi, na, B-ul, da, într-adevăr, a fost mai dificil. Ce mai zice nenea Vivi, Vivi Răchită. Are ceva emisiune pe sport.ro, parcă, unde își dă cu părerea despre toate, ca orice alt român. Dar na, nu a reușit să o scape pe ACS de la Liga 3-a. O să fie decent, deci trebuie... Cum s-a părut simularea? Decentă mi s-a părut. Un fragment ok, da, un text argumentativ actual, da, implicarea civică. Da, până la urmă, nu, școala ar trebui să și moralizeze tineri. Un subiect 2 decent, foarte ofertant, cu multe, multe aspecte pe care puteți să le scrieți, și un subiect 3 cu o poveste. O novelă cu o poveste, povestea lui Ghiță care încearcă să își depășească condiția și mai ales fiind psihologică, apoi pe epoca marilor clasici, scrise spre slavici, multe aspecte, că este un mare clasic. Găsește resurse interioare în sufletul țăranului. Deci erau multe, multe de spus despre Moara cu noroc. Titlu, care poate fi privit și prin cheie metaforică, deoarece marchează măcinarea personajului central, apoi privire ironică, că Moara în esență nu aduce noroc, ci ghinion. Apoi indică locul unde acțiunea se desfășoară în mod preponderent, Moara cu noroc. Aia cu Făurar spune că nu-i didascalie. Da, ai dreptate. Da, deci nu e cu timp. Nu e cu Făurar, nu e. Da. Într-adevăr, Florina Apăvăloaiei. Mulțumesc, te pup. Parvenirea. Mai degrabă efectele, da, pe care dorința de îmbogățire le are asupra personajului, era psihologică. Dezumanizarea, conflicte, da, tehnici, ciclicitatea aia. Puteam vorbi despre bătrână, la subiectul 2, dacă am scris direct că vestimentația conturează portretul moral al personajului, fără zic de caracter,
caracterizare. Stai, ce? La S2, vestimentația, dar nu, dar la subiectul, ce? La subiectul 2 nu trebuia să faci caracterizarea personajului, trebuia să prezinți indicațiile scenice. Probabil că nu o să mai cadă moara cu noroc, probabil, dar nu trebuie să o excludem. Definitiv, clasicismul, nu avem clasicism în literatura română. Cine scriitor clasicist? Conachi? Cine e clasicist? N-avem scriitori clasiciști. Nu confundăm cu epoca marilor clasici, da? Care se referă la o suită de scriitori foarte bun care dezvoltă literatura română. Da? Clasicismul e în Franța, cu Racine, cu... Noi n-avem în România, în adevăratul sens al cuvântului. Avem câteva elemente de clasicism, dar noi n-am avut literatură. Noi vorbim de literatură pe la 1850-1860, cu Eminescu, Creangă. Italienii l-aveau pe Dante în 1321 cu Divina Comedie. Așa, te poate depuncta la subiectul 3 dacă am scris mai mult. Nu, dar n-ai limită la subiectul 3. Minimum 400 de cuvinte. Ar fi șansă să avem poezie la BAC. Ar fi. Da, da. Clar poezie. Probabil. E posibil. Eu am scris la concluzie la eseul Loc de moara cu noroc. Este o novelă solidă cu subiect de roman. Este o novelă solidă cu structură de roman. În loc de subiect, structură de roman. Nu cred. Asta e citatul lui Călinescu. În loc de structură, subiect. Bine, fapt, structura nu e de roman. Subiectul e de roman, da. Bine, nu e același lucru. Dar trebuie să aprecieze, da, profesorul că ai știut citatul din Călinescu. Alexandra nu a abordat deloc subiectul 3. Păi nu o să primești și cele 3 puncte. A doua titlu. Nu trebuie să pui titlu. La 2A titlu. Da, titlu. Stai să mă uit, că nu mai știu. Ăla. Scrisorile tati era titlu. Așa. Ia să vedem ce întrebări mai aveți. Hop. Noi în Timișoara nu am mai dat simulări din păcate. Da, nu ați dat, dar veți da. E cu carantină. Am scris 5 pagini, am dat context introducerea celor două scene semnificative. Care este mai complexă? Testament sau Flori de Mucigai? Mi-e place mai mult Flori de Mucigai. Ambele sunt foarte complexe. Așa. La 3 ar fi trebuit să apară baremul. A apărut și baremul. Să dăm o ochiadă peste barem, să vedem dacă am greșit ceva. Ia să aruncăm repede un ochi. Bam. Real. Despre asta este vorba. Pe scurt, zic și ei succint la 1, cum am spus și eu. Scrisurile tati la 2. La 3, zic încântare. Eu zic nostalgie. Așa, de exemplu, așa, scrisoarea în firmă bănuiala că tatăl m-a fi murit, corect, la 4, la 5, grijă, empatie, prietenie, și etc. Da. Da, deci nu am greșit nimic. Este în regulă și conform baremului. Bine, îi dau câteva variante, pot fi mult mai multe. Mândrie la 5. HDGSGG HRHRHRD. Iar anul trecut mi-a picat testament de archezi. Am scris de-am rupt. Foarte bine. Bun, mai stăm puțin, dragilor, și ne retragem. Dacă mai aveți anumite întrebări, să le puneți acum. 5 minute mai stăm și ne retragem în glorie.
E ok dacă am scris Leonida în loc de lui Leonida. Știu că era bărbat, dar voiam să văd dacă scade. N-ar trebui să scadă, nu. Așa, am scris că novela aparține realismului prin obiectivitatea perspectivei, personaje tipice, din greșeala ambiguitatea limbajului. Câteva sutimi. N-ai scris 400, s-ar putea să-ți ia cele 1,2 puncte. Dacă am scris la subiect 1B mai mult de 150 de cuvinte. E ok dacă ai scris mai mult. Personaj rotund, desigur, da. Era personaj rotund, foarte complex, își modifică, da, percepția de-a lungul novelei. Și din păcate, nu, sub dorința de a face cât mai mulți bani, uită liniștea colibei sale. Practic este un conflict interior, este pus să alege între liniștea colibei și a face cât mai mulți bani printr-o cale necinstită, apoi nu, în final, când o ucide pe Ana, a ne spune, nu ucide, ci spune, te ucid din iubire, cum ai ucide un copil. Se dea pentru bani. Bă, David, nu cred. Bă, David, ești nebun. Unde e baremul? Pe net. Vă dau un link. Vă dau link. Vă dau link. Aici. Așa. Vă mor. Așa, Slavici a folosit tehnica analizei psihologice. Oarecum, da, a folosit-o. Bine, nu ca Petrescu, dar a folosit. E analiză psihologică. E un dosar al existenței acolo, fiind novelă psihologică, nu? Se concentrează asupra sufletului personajului. Melancolie, e ok. Așa. La Slavici, nu am știut Moara cu noroc, dar se chema Slavici, este unul dintre cei mai mari scriitori. Și novela Moara cu noroc este una modernist. Nu e corect, nu e modernist. Se încadrează în epoca marilor clasici, 1881. Modernismul e mai încolo. Modernismul e în perioada interbelică, nu e modernistă. Bine, anticipează oarecum prin atitudinea lui Ghiță, dar nu e. Deci, ca tehnică, nu e modernistă. La subiectul 1B, argument Ștefan Gheorghiu. Da, depinde ce ai scris. Îmi scapă acum implicarea civică a lui Ștefan Gheorghiu, dar mă gândesc că a ajutat oameni în capitolul dedicat războiului, în partea dedicată. Mă gândesc că a făcut și... Da, cred că voluntar pleacă, îmi scapă, nu știu, acum. Era un aspect care nu m-a interesat în acest roman. De ce se duce în război? Important e că se duce. Așa, nu numără rândurile. Așa, am scris că Creangă avea o atitudine de respect, salutându-i mereu. Da, e un respect, e admirație, bucurie, iubire pentru copii. Eu am la clasa 6, spune Iulia. Da, 6 clase mai încolo. Dar nu cred că toți plecau în război atunci. Nu cred că nu conta. Adică nu conta statutul social. Mergeai în război, cred că erai obligat să mergi în război dacă erai tânăr. Știu că Blaga dă la teologie numai ca să nu meargă în război. Pentru că preoții rămâneau acasă, da? Să aibă grijă de soțiile celor care plecau în război, el fiind părintele spiritual al satului. Și de asta dă blaga. Dă blaga la teologie, da? El fiind filozof, de altfel. Așa, mai fost un test de antrenament. Da, testul numărul 3. Simularea e mai grea. De obicei e mai grea. Mai grea decât bacul. De obicei, dar nu mi s-a părut extraordinar de dificilă. Profesor exemplar, e ok. Da. Bine, de Camil Petrescu știu. Camil Petrescu chiar s-a oferit voluntar pentru că a vrut să guste din această experiență a războiului. Dar putea. Unde este baremul? Pe link.
Și am scris că atitudinea lui crea îngărese și nostalgia pe care o simțea față de propria copilăriei. Nostalgie de... Așa e normal să citesc Pădurea Spânzurați, doar Baltagul și cărți de clasa 12 în clasa 6. Adică deja le-am citit și am luat destul de bune. Foarte bine, Iulia. E ok să citești, da. Sunt cărți cam grele. Pădurea Spânzuraților e cam grea și pentru cineva de clasa 12, adică grea prin atitudinea personajului și prea ai cum să te pui în locul personajului. E o poveste, da. Practic, starea de empatie, rezonanța cu personajul respectiv. Temă și viziune nu o să primiți particularitățile operei. O mai țin minte anul trecut, Jeff. Trebuie să mă gândesc un pic. Am și răcit, am fost sâmbătă la terasă acolo, pe acoperiș, la Iulius Mall, am și era un frig. E să mănânc și eu afară. Și scaunele alea super reci. Am și m-am luat o răceală. E ok, e răceală, am gust, am miros. Îmi curge și nasul. Așa, părere, simulare. Bun! Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. A fost ok simularea. Nu uitați să vă abonați la acest canal. Nu mai e temă și viziunea din 2018. Da? Practic e schimbată cerința. Acum se numește particularități de construcție. Așa, pentru cei care vor să se pregătească pentru bacalaureat, aveți cel mai tare ghid scris vreodată în existența școlii. Acolo. Bucur foarte mult că iubești cărțile, Iulia. Continuă să citești. Te vor ajuta pe plan spiritual cărțile. Dacă am încurcat novela cu romanul, are ceva? Are un pic, dar nu mult. Bine, vă mulțumesc, dragilor, nu uitați să vă abonați. Mă găsiți aici pe canal, pe Facebook, pe Șmol Ștefan, pe eromână.ro. Și ne auzim cu live-uri în apropierea bacalaureatului. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Și desigur ne auzim cu rezolvarea testelor de antrenament. Bă, David, nu-i face așa multe conturi, Mădălin Smaranda. Probabil vor fi niște live-uri înainte de simularea evaluării naționale, să văd dacă face Florin sau fac eu ceva. Dar da, vor fi simulări și pentru cei care au fost în carantină. Voi face un live special pentru băieții din Timișoara. Da, vă mulțumesc că ați fost aici.